Salutare tuturor! Ne aflăm în Colibița, la celebra stațiune Colibița și chiar pe malul lacului. Ultima dată când am fost aici a fost în aprilie 2019. Spre deosebire de acea perioadă, mie mi se pare că a mai crescut nivelul apei. Sunt multe păreri pe net în care spun că Colibița este secată, ceea ce este parțial adevărat. O fi secată față de alți ani. Dar iată până unde este nivelul apei și practic lacul Colibița s-ar încheia undeva pe aici. Este o vreme superbă afară. Da? Sunt undeva la 31-32 de grade. Soarele arde bine. Stațiunea este plină de turiști și în plus de asta este total schimbată. În ce sens? Probabil că acum cu acest program, cu voucherele pentru petrecerea vacanțelor, foarte mulți români au profitat și au venit cu mic, cu mare, la Colibița. Iată ce peisaje frumoase! Multă lume vine aici, în special pentru natură. Nu este o zonă cu foarte bună infrastructură, în sensul că străzile sunt mai mult drumuri de munte, semiforestiere, parțial asfaltate. Se construiește mult din această cauză. Sunt foarte multe gropi în șosea. Aceasta este deci doar o vedere din zona lacului, pentru că stațiunea Colibița sau orașul, cum vreți să-i ziceți, este mult, mult mai mare. Este foarte animată, spre deosebire de aprilie. Iată aici și niște mijloace de agrement. Câțiva întreprinzători probabil s-au gândit că ar fi bine să pună la dispoziția turiștilor bărcuțe și alte asemenea mijloace. Acestea sunt fetele mele, dronițele mele. Faceți-le cu mâna, tati. Așa. Văcuțe natură, munți, timp frumos. Iată ce frumuseți. Iată ce frumuseți oferă Colibița. Și acesta este celebrul lac Colibița. În cântecul acestui cocoș, încheiem aici micul nostru vlog de prezentare. Ne revedem cu bine. Faceți-le like, tati. La revedere. Să ne dea like cui îi place. Și să nu ne dea dislike cui nu îi place. Hasta luego.